frigul vine, dar odată cu el și gândul la vacanță. Dacă vrei să alegi o climă mai blândă, ai soluții. Momentan. Thailanda a primit din nou turiști străini pentru prima oară după 7 luni. Primii norocoși au fost 39 de studenți chinezi care au venit de la Shanghai. Ei au primit o viză specială care le permite să stea 90 de zile. Nu este chiar o vacanță de vis. Vor avea voie să meargă doar prin anumite locuri și doar pe anumite rute. Totuși, este o rază mică de speranță pentru Thailanda, unde 10% din PIB vine din turism. Nu este o revenire completă la normalitate. Toți turiștii străini trebuie să stea 14 zile în carantină acasă înainte să plece și să aibă asigurare medicală care să acopere inclusiv tratamentul pentru COVID. Anul trecut, 40 de milioane de turiști străini au vizitat Thailanda.